Miercuri 15 decembrie a fost trimis un proiect de hotărâre de guvern care presupune distribuirea către toate UAT-urile de la nivelul județului Gorj suma de aproximativ 32.890 de lei pentru ca aceasta să reușească să încheie activitățile rămase pe anul 2021 fără datorii. Astăzi, chiar astăzi, vom trimite un proiect de hotărâre de guvern. Vor primi UAT-urile toate la nivelul județului Gorj undeva la 32.890 de lei. Vor avea bani pentru a-și încheia anul. Și anul rămâne cu datorii. Cea mai mare sumă de bani se îndreaptă către Consiliul Județean și este vorba de o sumă a cărei valoare se ridică la 4.000 lei, urmând municipiul Motru, care va dispune de aceeași sumă. Și mai mulți bani vor ajunge la Consiliul Județean, în jur de 4.000 lei. Deci vorbim în mii lei ca să stabilim din start. Municipiul Motru, care are probleme cu căldura și trebuie să-și rezolve problema acolo, la fel va primi 4.000, orașele câte 1.000 de lei, iar toate celelalte localități câte 240-250 de mii de lei.